Radio România Regional vă prezintă în cadrul proiectului Eu aleg România 100 de povești de aur ale sportului românesc. Astăzi, Miodrag Belodedici. Miodrag Belodedici rămâne singurul fotbalist român care a cucerit două cupe ale campionilor cu Steaua București în 1986 și cu Steaua Roșie Belgrad în 1991. Belo s-a născut în Cara Severin și a început să practice fotbalul după ce au fost remarcate aptitudinile fizice de către părinți, dar mai ales de către profesorii de atunci. Și acum își amintește perfect ziua în care s-a prezentat pentru selecție la echipa Minerul Moldova Nouă. Am plecat din comuna în Socul, județul care a șeverit cu tata și cu încă un prieten de-a lui tata. Terminăm clasa 8, a venit la mine și mi-au spus să mă pregătesc, mergem la Moldova Nouă, să mă vadă cum joc eu fotbal. Și a făcut un antrenament cu echipa mare. Antrenorul mi-a spus când începe școala să vin la antrenamente. Aia a fost prima mea legitimație. După un an petrecut la Luceafărul București, Belodedici a fost remarcat de președintele Stelei, Ion Alexandrescu, cel care l-a adus în 1982 la Steaua, la vârsta de 18 ani. După o perioadă de 6 ani petrecută la echipa militară, în care a cucerit 7 trofee interne plus Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei, pe 19 decembrie 1988, fostul libero a fugit din România în Iugoslavia, unde, după un an de suspendare, a jucat la Steaua Roșie Belgrad, echipa pe care o susținea din copilărie. În 1991, după un scenariu asemănător cu cel din 1986 de la Sevilla, Belodedici a câștigat cu Steaua Roșie Belgrad cea de-a doua cupă a campionilor europeni din carieră. Cu două stele a strălucit în arena internațională, inima fiindu-i împărțită între cea de la București și cea de la Belgrad. Cu ambele a obținut aceeași performanță și vorbește modest despre această reușită. Da, am avut norocul să țin cu două echipe, două stele. Eu, fiind din stat, acolo, aproape de graniță, vedeam Steaua Roșie Belgrad prima dată decât București, pentru că programul care îl prindeam la televizor era program sărbesc, pe timpul acela iugoslav, și mi-a plăcut foarte mult Steaua Roșie. După ce am făcut prima legitimație la Moldova Nouă și am început să joc fotbal, să mă antrenez la junior, veneam la Timișoara, veneam la Reșița, atunci am observat pe cei de la Steaua București și mi-a plăcut foarte mult. Idolul care l-am avut era Ștefan Sameș, bineînțeles, și naționala României. Norocul meu, nu știu de unde, cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, am jucat și la una și la alta și am cucerit și cu una și cu cealaltă în Cupa Campionilor. Visul meu din copilărie mi s-a împlinit. Au existat și momente mai grele în cariera sa de fotbalist, dar este mândru că de-a lungul anilor au fost mult mai puține decât reușitele. Decepții sportive am, pentru că erau niște meciuri care doream să le câștig, dar nu le-am câștigat. Dar în rest, așa, nu pot să spun că am avut decepții. Cariera mea a fost așa, un continuu în progres. Am jucat la cea mai bună echipă din România, am ajuns și după aceea la echipa națională, am fost și în străinătate și am avut mai multe reușite cât sunt nereușite. La cei 52 de ani pe care i-a împlinit în 20 mai se simte excelent. Este în formă și demonstrează că încă îi se mai potrivește porecla din trecut, căprioara. Formă mă mențin pentru că și în ziua de astăzi joc fotbal de 2-3 ori pe săptămână și sunt only prezent pe terenurile și mici și mari. Mă și invidiază colegii din federație și cum de nu te îngrași, nu-ți albește părul, nu știu să le dau răspuns. În peste 230 de meciuri a evoluat în divizia A și în 55 de partide la națională, făcând parte din generația de aur. A jucat mulți ani în campionatele spaniole de fotbal și a făcut parte din lotul României la turneele finale ale campionatului mondial din 1994 și campionatelor europene din 96 și 2000. După încheierea carierei, a fost cooptat în staful Federației Române de Specialitate și în ultimii ani a avut ocazia să se ocupe de promovarea sportului în rândul juniorilor. Tot pe teren eram tot timpul prin țară, la selecții, la meciuri internaționale, calificări cu junior. Acum sunt un consilier de imagine și promovare, pentru că am câștigat atâtea cupe internaționale și naționale. Promovez fotbalul juvenil, sunt prezent la aproape toate turneele din țară care se fac cu loturile naționale de copii și junior, mai merg și când joacă meciuri internaționale. Miodrag Belodedici este singurul român din istorie care a izbutit de-a lungul carierei să cucerească de două ori trofeul Cupei Campionilor Europeni, o performanță fără egal pentru fotbalul autohton.
V-am prezentat astăzi povestea unuia dintre cei mai mari sportivi ai României, Miodrag Belodedici, poveste pe care o găsiți și pe site-ul eualegromânia.ro.